Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite, fraților. Astăzi un episod puțin special, fiindcă vreau să anunț ceva care, din punctul meu de vedere, este foarte important. Fraților, cei de la Fortnite vor să bage următoarele update-uri, nu știm când și nu știu nici ei când. Vor să adauge, frate, un item nou, da? Până acum ce s-a adăugat în joc? S-a adăugat harta, vedeți, are harta mână, da? S-a adăugat harta Comoara, s-a adăugat zilele trecute pistolul ăsta care face o gălăgie extraordinară care are efecte speciale și următorul item care ar trebui să se bage în următoarele update-uri este arcul, frate, arcul ăsta, da? Arcul. Fraților, eu cred că o să fie foarte interesant, deoarece nu știu ce să zic, dar cred că o să adauge un sistem nou de, cum să zic, frate, un sistem nou de tras, așa, nu știu cum să zic. Ok, seamănă puțin cu crossbow, să poate să seamene puțin cu trasul crossbow-ului, dar nu cred că o să fie ceva crossbow, o să fie gen arc, ca în realitate, o să fie un alt stil de tras, și cred că o să fie interesant, frate, de-abia aștept update-ul ăla să vină să bage arcul. Și acum hai să dăm și noi un match de Fortnite, să vedem cum decurg lucrurile aici în Fortnite momentan. La news, vedeți, fraților, tocmai ce s-a adăugat ieri Flint Knock Pistol. Ok, ăsta e update-ul ce s-a adăugat și în continuare o să adauge și acel arc pe viitor, nu se știe când. În sezonul ăsta, clar. Ok, fraților, hai să începem de aici de la The Block, că aici e un chest mereu care dă o legendară garantată, o garantată legendată. Așa se pe live. Băgam-mi și picioarele. Așa. Fraților, nu mă aștept să fac un win. Nici nu o să joc la win. O să joc mult pe kill-uri, adică să facem cât mai multe kill-uri. Și dacă o să vină win-ul, să vină, frate. O zi să dăm și un match de Fortnite ca să nu fie video prea plictisitor, să fie doar așa prea scurt sau pana mea. Am zis să vă vedeți și un match de Fortnite, un gameplay, o chestie. Că o zis că videoclipul să fie decât așa informativ. Da, merge și puțin acțiune în Fortnite. Hai să vedem dacă reușim să facem și noi câteva kill-uri bune. Ar fi demențial. Foarte bine. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like, că mă ajută foarte mult. Bă, mi-a pus kill-ul măcar. Mi-a pus kill-ul măcar. Bun. Ok, fraților, hai să luăm legendata garantata. Oh! Surpresser! Ce mi-i place! Bă, da, abia aștept să vină. Să vine, frate, update-ul ăla cu arcul. Că sunt așa curios să văd. Să văd ce... Cum o să fie, frate, arcul? Cum o să tragă arcul? Cum o să se desfășoare toate... chestiile. Ok. Ok. Dar că o să se bage în sezonul ăsta, nu se știe când. Când sunt ei pregătiți să bage acel sistem, că e cam greu să treci la alt sistem. De tras, nu știu cum se zice așa, în termenii gamereni sau pana mea, ceva de genul. Luăm pump-ul, că nu mă descurc cu ăsta. Cu tactical-ul. Nu mă descurc nici cu pump-ul, dar tu cu tactical-ul. Băi, dă-mi gloanțele. Băi, bine că e zona pe noi. Ok, bă, o groază de gloanțe aici la de blocul ăsta. Mereu sunt o groază de gloanțe. Și o groază de loot bun. Ce e aici? E AK. Hai să schimbăm cu ăsta. Că avem deja ăsta cu Surpressor. Ar merita să ne aruncăm de aici. Ar merita să ne aruncăm de aici. Ok, avem și un trap. Super. Pot, te rog, să nu mai dai cu capul la lampioane. Bun. Băi, o groază de loot aici. Foarte bine. E foarte bună de început zona asta. Ok, avem și un big. Hai să-l dăm. Uite pistolul. Vreți să vedeți pistolul? Pistolul, pistolul! Ia uzi! Oh!
Du-te-n fasole! Du-te-n fasole că te aruncă și înapoi. Mamă, dacă pistolul ăsta e așa șmecher, frate, dar cu cum o să fie? Le-le-le, de-abia l-aștept. De-abia l-aștept. Ia-te, frate, agăsari. Bam! Cu ăsta poți să fugi de inamicuri, mă. Dacă stai pe loc. Bă, dă-mă și pe loc, bă. Mamă, 70, le încercăm pe asta. Ok, hai că am bătut-o cu greu. Dar nu știu cum. Mi-au ieșit toate hiturile, mi-au tras pe lângă, frate. Extraordinar! De-i da, frate, damage cu ăsta. Let's go! Let's go! Mi-au tras tot pe lângă, frate, tot pe lângă mi-au tras. Nu mi-a intrat brumul deloc. Bine, mi-a intrat la început, dar după aia nu mi-a mai intrat. De ce? De ce faci jocurile două ca astea? What? De unde o dat ăsta? Ia frere, ia mai deodată. Ia mai de frere odată. Nu, că-i căzut în gaură. Băi, mereu mi s-a întâmplat, frate, asta. Mamă, dacă te prind, știi cum te pălesc, că nu mai nimeresc. Mai și rimează. Hai că dacă e ceva... Mamă, bă, dar totul e tras pe lângă, frate. Tot îmi merge jocul așa, s-a cadat. Tot îmi merge jocul, s-a cadat. Bă. Ia uite, bă, plecam fără pump. Uite, bă, plecam fără pump, bă. Ia încarcă-le tu, gicule. Ia arată-le tu cum se încarcă. Cum se încarcă un P90-a. Ia, gicule. Bă, nu aia, bă. Bă, nu aia, bă, gicule, stai o lecă. Gicule! Gicule! Băi, de ce merge Sacadation? Nu, gicule, nu, gicule, nu, gicule, nu, gicule, nu, gicule, nu! Bă! Da, las, că am medkit. Mai dai pui? Gata, frate, că am mai rezolvat ceva, sper că acum să nu mai meargă. Sacadation. Ok. No, trebuie să ne ducem spre zonă. Mai văd un medkit acolo. O, că l-ai luat pe ăsta. E unul pe tiroliană. Prostul dracu. Hai la mine, hai la mine, hai la mine. Hai la mine, gicule. Ce faci, gicule? Ce faci, gicule? Ce faci, gicule? Bă, ce bun e ăsta, bă, ce acuratețe are. Mama lui. Oh, le dăm upgrade. Aveți și tu de ăsta legendar, mamă, boșule, ești boș. Hai să luăm ăsta așa. Bă, de fapt, hai să dăm slurp-ul. Sper să nu ne dea vreau un overdrive snipe, nu? Sper să nu ne dea vreau un overdrive snipe. Ok, că suntem mai aha, cana în zonă.
Hai că ne-a dat asta un upgrade, a venit totul legendar, zici că am găsit comoara. Ai de capul meu. Bă, tot să merge saca de aici în joc așa și nu știu de ce. Material avem. Ca totuși, hai să mai luăm ceva. Stai să mai luăm ceva, piatră. De ce mi merge saca de aici în jocul? Nu știu. Stai să mă bag aici în gaură să vedem ea. Să mă mai uit odată. Oarecum? Oarecum este mai bine? Nu, frate, tot saca de aici nu merge. Nu! Poate la voi nu se observă, dar la mine se observă, frate. Băga mea aici gura ta, de ce? Oa, de ce? Da, dar nu-i vrut să iau asta, dar în fine, hai. Bă, hai în junglă, bă. Hai că uite, bă, nu-i lootat în junglă, bă. No, nu-i lootat în junglă, frate. Să vestești giant măta. Vreau gloanțili. De ce mă mâncă nasul, bă? No, că eu-i găsesc comoara. În episodul ăsta de toate s-au întâmplat. O-i găsit comoară, o-i găsit... Așa... Voi anunța de update, voi anunța de arc... De Ioana Dărc... Nimic, niciun player aici... Oh... Oh, jumped-ul... Jumped-ul... Ce mi-i place când mă respectă jocul ăsta... Uite, uite o statuie... Mamă, câte miniuri, câte miniuri, câte miniuri. Băi, nelutată zona asta, frate. Nelutată. Avem materiale, avem materiale. Ok, hai să ne facem materialele. Mamă, am cutat. Dacă mai sacadează așa când mă și bat. Băi, e nasol aici cu trepurile, frate, că nu văd trepurile, să moară veta. Aici când ai băgat un trep în ăsta, se vede doar vârful și nu prea îl observi, de obicei. Mamă, și aici gloanțe, bă, dar pirații aveau televizoare, frate. Sau sunt pirați de aia moderni ăștia. Aaa, păi așa sunt, frate, scuze. Da, să-l beau. Să nu-l bea altul, asta e deviza mea. Vreau să nu-l bea la altul. Fără mișto. Aprinde să nu-l aprindă altul. Oi, urcă-te pe scară, lupuli. Rău frumos. Mamă, ce pot mi-a făcut aici, frate? Ce pot mi-ai făcut? Hai în zonă. Zona e pe Lazy Lagoon. Uite, frate, e un drop în zonă. Bă, nu l-a luat nimeni drop, bă. Săracul drop. Săracul drop nu l-a luat nimeni. De ce fucking merge Saccadation? Nu mi poate să crede ochii la mine. Nu mi poate să-ți percepe mintea. Ta na 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 na. Asta e cea mai bună metodă, fraților. Ca să nu vă prindă ăștia pe apă. Luăm pe 90 verde. Cum să nu? Hai să mai bem unul, să nu-l bea altul. Dacă n-am băut 3 să-l pur degeaba. E bine. O că se bat doi acolo. Deci, noi suntem trei aici, mai trebuie să fie încă 4. Cum ar trebui să mă duc să-i surprind eu pe ea?
Oh my god! Let's go! O dat fratele cu sniperul o dat. M-a lovit de lângă mine cu sniperul. Fraților, vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici cu mine cu acest liveu. Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share, că mă ajută foarte mult. Cam acestea fiind zise, sper să vă placă acest episod și să lăsați și un comentariu de susținere acolo. Eu am fost cu fraților și ne revedem la următorul episod. Pa, pa!